Salutare tuturor, s-a făcut și luni și căsuța e în picioare. Nu pare că a plouat. Bine, la mine, cel puțin acasă unde locuiesc acum, nu a plouat. Nu cred că a plouat nici aici. Și am făcut o douăie astăzi, am uitat să-mi iau ceva, vă arăt imediat. Am trecut pe la casa, căsuța de lemn pe care ați văzut-o anul trecut, pe cine mă urmărește mai de mult. Și proprietarul m-a rugat să mai iau din chestii de acolo. Vecinului mi-a dat niște plăci de gips. Merită 2000 pe 600 lățimea, noi nouțe, două plăci jumate, le folosesc la baie. De ce nu? Dacă sunt gratis. Am mai luat polistiren aici în față. Proprietarul mi-a zis să iau și copexul ăla metalic, plasă, colțare, mai folosesc pe aici pe acolo, ce nu ajunge la gunoi. E păcat să le arunce el înainte să am ocazia să le folosesc eu. Ce am făcut după ce am încărcat tot? M-a sunat soția dacă mi-a luat de mâncare. Bineînțeles că m-am uitat în geantă și de mâncare știam sigur că mi-a luat. Dar vedeți, eu bag la congelator trei sticle din astea de apă și îmi țin rece în primul rând aici ce aduc și eu de mâncare și în al doilea rând, când se topește gheața, începe și se topește, mai beau apa respectivă sau mai pun suc peste acea gheață și am și eu băutură rece toată ziua. Dar deja s-a făcut undeva la 9 jumate, cred că chiar mai mult puțin, deci am pierdut o oră și ceva prețioasă care contează mult pe căldurile astea. Cu toate că, acum casa fiind sus așa, aș putea să aleg prelata, pentru că vreau să mă apuc de pereții interiori și după aceea grinzile, centura și după ce am peretele măcar pe ăsta de pe centru, aș putea să încep să lucrez la acoperiș, cu toate că vedem cum este vremea afară, când este foarte cald, probabil o să stau aici înăuntru și când este mai răcoare dimineața și seara să încep la acoperiș. Dar, în primul rând, trebuie acest perete. Am reușit să cumpăr și șuruburile alea de beton, o să le vedem și pe acelea. În curând am să... cum o ridic? Bineînțeles că o să termin și materialele care le am. O să vă spun și prețul total. O să mergem pe absolut toate cheltuielile care le-am avut, inclusiv benzina, mai puțin mâncarea, că nu contează unde lucrezi sau dacă stai de pomană, de mâncat tot trebuie să mănânci. Deci aceea nu o iau niciodată în calcul. Am calculat benzina și absolut toate materialele care le-am cumpărat. Probabil n-am omis ceva sau nu. Văd că am și eu o grindă cu coajă aici. Trebuie să o dau jos. Nu lăsați lemnul dacă îl folosiți și vedeți că are coajă, nu lăsați coaja. Neapărat trebuie dată jos. Dar gata cu vorba. Mă bag la treabă pentru că următoarele 3 zile va fi între 30 și 33 de grade. Deci destul de cald. Așa că trebuie să profit de dimineața când este mai răcoare și probabil o să rămân și mai pe seara astăzi ca de obicei pentru a recupera ora aceea, o oră și jumătate care am pierdut-o. S-a făcut și luni undeva pe la ora 6 și puțin și nu mai pot. Nu că n-aș vrea să mai stau, dar cam aici am reușit să ridic toate grinzile astea. M-am enervat la culme, pentru că după ce le-am ridicat am realizat că nu trebuia să le tai la mărimea asta, trebuia să le tai cu 10 cm mai mult. Acum va trebui să vin cu o grindă de 10 pe 10 deasupra peste ele. Dacă nu le tăiam, mă prindeam direct de grinzile de plafon. La plafon, dar asta este greșeala mea, încă o dată. Mai pe seară, bine, e destul de greu să ridici porcările astea. Era ideal dacă puneam OSB și pe interior, măcar pe o parte. Făceam și casa mai rigidă, dar sunt destul de multe plăci și nu cred că stau în bugetul meu. După ce am făcut și pereții ăștia, am realizat că grinda asta trebuia să o dau cu 2 cm și ceva mai încoace ca să-l lași și loc de țevi. Măcar numai asta de aici. Și n-am cum să o mai desfac, că e prinsă cu șuruburi pe dedesubt. Mi-a făcut figuri și îmi fac sculele figuri.
bateriile mai mult se încălzesc. Fac să aibă ajustese la 55 de grade bateria și cea mare de 8 amperi, care acum văd că am reușit să îi dau de cap. Se aprindeau amândouă beculețele astea, roșu și verde, intermitent. Și am zis că am pus-o. Am deschis aplicația, am scria battery failure to charge. Așa că n-am făcut altceva. Am luat o baterie plină, pentru că pe cea de 4 ampere, 8 ampere o folosesc foarte mult, mai ales la rotopercutor și cu cablurile, plusul la plus, minus la minus. Prima dată n-a funcționat, am ținut vreo 30 de secunde. A doua oară am conectat-o acolo, am zis dacă s-a ars, oricum nu mai contează. Și am lăsat-o vreo 5 minute cât am fumat o țigare și îmi făceam gânduri că iarăși trebuie să dau telefon la service. Dar după ce am lăsat-o, mi-a arătat pe aplicație că ajunsese la 60 și ceva. Am luat-o, am deconectat-o rapid și am conectat-o la aparat și văd că se încarcă. Merge acolo de vreo, eu știu, tot așa 5 minute și văd că nu s-au mai aprins beculețele. Sper să se rezolve și problema asta. Nu mai am chef să apelez iarăși la garanție. Nu știu dacă sunt foarte mulțumit cu ce am făcut astăzi, dar voi continua mâine și vedem unde ajung până închid acest videoclip. Marți, pe la ora prânzului, și am scăpat și eu de toate lemnele alea în toate direcțiile. Le luam și cu capul din când în când. Și am reușit să fac centura de jur împrejur. Mi-a luat destul de mult, considerând că am început undeva la 7 și jumătate. Dar au intrat ceva gânzi, trebuie stăiate, măsurate, trase, tras peleții cât de cât aproape perfect în boloboc. Și ia timp. Ăștia sunt prinși deja cu șuruburi, folosesc niște șuruburi din astea de, eu nu știu cât de acustic, de 180. Din astea folosesc. Pe margine, prima oară prind OSB-ul de afară pe grindă și acolo nici măcar n-am băgat din astea încă, și după aceea pe interior aici la fiecare voi merge și voi băga aceste șuruburi. E bine să faceți prima oară OSB-ul, pentru că dacă băgați astea și e strâmb sau nu v-ați dat seama, după aceea trebuie scoase și... Deci prima oară se prinde OSB-ul, după aceea se prind astea. Cel puțin așa fac eu. Este muncă, nu glumă, și este destul de cald. Abia ce a intrat puțin soarele într-un nor care acolo va dispărea și ăsta și trebuie să stau într-o căldură infernală. Dar după ce termin astea, o să încep cu plafonul, să încep să întind grinzile și la muncă. Ipa, ce priveliște frumoasă! E, ce să vă zic, am ajuns și la partea asta, s-a făcut 5 și ceva, a mers foarte ușor, am tăiat toate grinzile astea direct aici sus și le-am pus la 58 de centimetri una de cealaltă, exact cât s-a mitrevat între ele. Din cauza că aici nu este, nu face parte din ceva ce ar putea să ia vântul, mă gândeam să bag cuie. Numai că nu am cuie și la ora asta depozitul, cel puțin de unde iau eu șuruburi, e închis. Nu știu aici cât funcționează, dar până strâng eu sculele și le bag undeva ca să pot să plec cu mașina, probabil vor închide și ei. Și mai bine mă duc acasă. Mă gândeam să iau mâine niște cuie și să-i dau cuie. Sunt 24-28 de grinzi. 56 de cuie, nu? Am nevoie două la fiecare din alea barosane de 10, pentru că ăsta este doar plafonul și grinzile astea vor ține doar casa împreună, să nu se ducă stânga-dreapta pereții, adică să se facă ou, mai să zic așa, na, pe înțelesul tuturor. În rest, nu, acoperișul va sta pe grinda aceea de 10x10 care este centura. După aceea acoperișul va sta aici pe grinda asta de 10x10,
Deci chiar nu vă rostul, sincer. Voi ce ziceți, să mă chinui iarăși cu șuruburi? 58 de lei sau 56 de lei ar fi șuruburile. N-ar fi o avere la câte șuruburi am băgat eu astăzi. Dar mă gândesc, e adevărat că cu șuruburi, probabil le bag în jumătate de oră 50 și ceva de șuruburi și după aceea cu drujba vin și tai toate grinzile, la fel cum am făcut și aici. Sunt destul de mulțumit cum a ieșit, vedeți și voi. Acum trebuie să cobor jos, că voi probabil nu vedeți ce e acolo, dar dacă am tăiat toate lemnele, am toate bucățele de lemne plin pe jos pe acolo și trebuie iară să strâng tot după mine până bagă mașina tot și ajung acasă, iar se face târziu. Și trebuie neapărat să fac o baie, pentru că dacă mă vedeți, jurați că am ieșit din duș acum, adică am intrat în duș îmbrăcat. Dar de mâine încep la acoperiș. Astăzi, deci a fost a patra zi, sâmbătă, am ridicat pereții. Luni a fost centura. Și e a treia zi. Ieri, deci sâmbătă, luni, marți, în 3 zile. Relativ mulțumitor, nu? Dacă mă apuc mâine la acoperiș, probabil în 5-6 zile va fi și acoperiș, adică totul va dura 5-6 zile. Cu 2-3 zile la acoperiș nu vă să dureze mai mult. Scândura e problemă, restul merge foarte rapid. Acum, haideți că mă bag și eu. Da, eu în papuci, pentru că așa m-am obișnuit, nu vreau să-mi transpire picioarele și să mă fiarbă picioarele, mai ales v-am zis pe temperaturile astea. Deci trebuie să strâng și eu toate chestia asta. De mâine deja pot să încep să pun scândul deasupra și mai am și o puțină umbră. Și o prostie care am mai făcut-o, na, eu nu le fac cu un milimetru, doi. Toate grinzile astea de aici erau strâmbe cu 5 cm. Când am ieșit în față și m-am uitat între diferența între peretele ăsta și ăsta, m-am crocit. Mă mir că nu le-am văzut și un chior le vedea cât de prost au fost puse. Dar le-am desfăcut, le-am băgat de nou și acum totul este bine. Cam asta este până acum. Îmi place. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem la următorul videoclip.